Florin Piersic este în pericol și trebuie dus de urgență la Viena. Scandal uriaș, după ce a apărut o ipoteză conform căreia, marele actor a luat o infecție nosocomială. Luni, 29 aprilie, la finalul unui spectacol, Florin Piersic a ajuns la spitalul militar din Cluj cu o infecție la genunchi. Medicii l-au operat de urgență, dar starea lui s-a agravat. Infecția s-a extins către inimă, Motiv pentru care marele actor a fost transferat a doua zi la Institutul inimii din Cluj. Inițial, managerul unității medicale, Florin Crișan, a declarat că nu s-a adus în discuție un transfer în străinătate. Totuși acum, situația pare că s-a schimbat. În urmă cu mulți ani, medicul Horia Roșianu i-a implantat lui Florin Piersic un stimulator pentru a menține ritmul cardiac. De altfel, el ar fi singurul din România care se pricepe să scoată un astfel de dispozitiv, dar este plecat în străinătate. Marele actor ar avea nevoie de această procedură, pentru că infecția de la genunchi a migrat către inimă și s-a localizat la cele două antene ale stimulatorului cardiac. Mai mult decât atât, maestrul ar fi căpătat și o infecție nosocomială în timpul internării la Spitalul Militar din Cluj, potrivit Cluj Live. Un medic de la spitalul în care se află acum internat Florin Piersic a explicat că actorul trebuie să fie transferat de urgență la Viena. Acolo, stimulatorul cardiac ar putea fi scos în condiții de maximă siguranță, iar starea maestrului ar reveni la normal.